Elevii și profesorii de la grupul școlar Grigore Moisil din Deva au sărbătorit ieri ziua acestei instituții de învățământ. În cadrul evenimentului s-au acordat și câteva diplome de onoare celor care și-au adus contribuția la dezvoltarea și promovarea acestei școli. Este de fapt ziua antreprenorului și cum avem meserii care se folosesc la antreprenoriat, da, comerț, economic, turism, alimentație, se pot dezvolta adevărate afaceri pe aceste meserii. Și atunci ne-am gândit să sărbăm ziua liceului în 10 octombrie. Ziua școlii a debutat cu vizionarea unui film de prezentare a unității, în cadrul căruia foști elevi au povestit despre cât de mult a însemnat liceul în viața lor. Evenimentul a continuat cu acordarea unor diplome de onoare celor care au ajutat la formarea și dezvoltarea acestei unități de învățământ. Au primit diplome deputatul Bogdan Țâmpău, viceprimarul Devei Marius Surgent, dar și profesori sau chiar părinți ai elevilor din liceu. Dați-mi voie să vă felicit pentru că sunteți un colectiv profesoral și un colectiv de elevi extrem de activ. Este liceul de la care primesc cele mai multe invitații. Nu trec două săptămâni să nu organizați o acțiune, o activitate și genul acesta de activități care vă adună, care vă strâng împreună. Ce pot să spun este că deja s-a spus în mare, cum tot ce ai spus despre școală, cred că în primul rând suntem o echipă și lucrăm foarte bine și între colegi și cu elevii. Avem niște elevi super, care se implică în tot felul de activități, sunt și frumoși și cu istețime cât să se descurce în viață. Evenimentul s-a încheiat cu un mic spectacol de muzică populară susținut de două eleve ale liceului.